Sorin Vlașin, senator PSD de Maramureș, a fost ales în data de 14 februarie în funcția de vicepreședinte al Comisiei Economice, Industrii și Servicii din Senatul României. Împreună cu președintele Comisiei, Daniel Zamfir, va lupta în continuare pentru bunăstarea românilor, spune politicianul. O prioritate o constituie în această perioadă rezolvarea crizei din energie și găsirea unor soluții nu doar pe termen scurt, ci și mediu și lung. Sper că împreună cu România sa și cu ceilalți colegi, alături de Radu Oprea și de Daniel Zamfir, să reușim să ne implicăm la fel de mult, așa cum am și promis de altfel, legat de anchetele pe care urmează să le întreprindem și să legat de prețurile la energie și la gaze. Asta este principalul nostru obiectiv. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care s-au trezit cu facturi uriașe la utilități, dar și pentru a da o mână de ajutor mediului privat, care este la fel foarte afectat, senatorul PSD spune că o soluție ar fi plafonarea prețurilor. Nu este sarcină ușoară, am încredere multă în experiența colegilor care nu sunt la primul mandat și, așa cum puteți ști, Daniel Zamfir a fost și este, de fapt, promotorul comisiilor de anchetă pentru furnizorii de gaze și de energie și încercăm să ajungem și să reglementăm, să putem reglementa sau plafona această piață. În aceste luni, PSD face toate eforturile posibile pentru ca guvernul să decidă revenirea la prețuri reglementate și decente în domeniul energiei și gazelor, cel mai devreme de la 1 aprilie 2022. Până la acea dată, tarifele au fost deja plafonate.